Ziua Drapelului Național este marcată de autoritățile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări educative, precum și prin ceremonii militare specifice. În Argeș, astfel de manifestări au fost organizate în municipiul Pitești. Acestea au început cu o slujbă religioasă, apoi evenimentul a continuat în zona centrală a municipiului. Constituția României din 1991 prevede că drapelul tricolor este un simbol național alături de stemă, sigiliu și imn. De-a lungul timpului, toate popoarele au folosit ca mijloc de individualizare și comunicare diverse simboluri, devenite apoi însemne naționale. Drapelul constituie alături de stemă, sigiliu și imn un însemn național prin care este reprezentată individualitatea și suveranitatea unei națiuni. Acesta este simbolul care concretizează realizarea unei idei sau unor înalte aspirații care au stat la baza unui popor urmărit în decursul vremurilor. Pentru un stat, steagul este simbolul ființei sale istorice și politice, al situației pe care și-a dobândit-o în mijlocul celorlalte state și al prestigiului de care se bucură, fiind simbolul dezvoltării sale istorice. Pentru o armată, steagul este simbolul onoarei și gloriei militare, simbolul către care se îndreaptă aspirațiile tuturor acelora care luptă sub faldurile lui. Acest simbol care vorbește într-o limbă tăcută, dar înțeleasă, ne pune în față trecutul și ne face să vedem viitorul, fiind icoana patriei și o relicvă sfântă și înălțătoare a credinței patriotice. În numeroase cazuri, originea drapelului național se află în tradițiile poporului respectiv, parcurgând mai multe etape până a devenit un semn național. La fel s-a întâmplat și în cazul tricolorului românesc, care până în momentul afirmării sale ca simbol național a străbătut mai multe perioade istorice. Conform științei vexilologice, semnificația celor trei culori este următoarea. Roșu este simbolul măririi, al bravurii, îndrăznelii și generozității. Este o dovadă de mare distinție, simbolizând de asemenea sângele vărsat în lupte, puterea de viață și energia strămoșească. Galbenul este simbolul măririi, al forței, bogăției și purității, el reprezentând și oldele aurite greu din timpul verii. Albastrul reprezintă aerul, cel mai nobil element după foc și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna credință, e reamintit și de legea noastră creștinească. Tricolorul românesc a apărut și s-a afirmat ca steag național în primele decenii ale secolului al XIX-lea, având o origine populară românească, iar culorile sale sunt rezultatul unei opțiuni ce vine din vremuri îndepărtate. Steagul cu balaur purtat de daci a fost structurat cromatic în culorile vizibile curcubeului, roșu, galben și albastru. Balaurul zburător dacic deveni dragon și sigiliul Romei a fost înlocuit ca standard odată cu adoptarea creștinismului cu o cruce, simbolul binelui, dar dacă romanii și românii de mai târziu au luat semnificațiile cromatice. Drapelul a fost purtat de militarii argeșeni, apoi a fost arborat în acordurile imnului național. Ziua Drapelului Național a fost proclamată prin legea 96 din 1998 pentru a marca data de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat ca tricolorul să reprezinte drapelul național al tuturor românilor. Albastrul cerului semnifică libertate, galbenul ogoarelor dreptate, iar roșul sângelui frăție.